Andrei Grigore are 16 ani. A început boxul la 13 ani sub comanda maestrului Nicu Tamaș. La Târgu Jiu avea șanse mari să iasă campionul României la juniori. Vestea șocantă l-a dărmat pe tânăr. N-a mai boxat în finală. A mers direct acasă de la Târgu Jiu să își înmormânteze tatăl de doar 40 de ani, răpus de un infart. Vestea asta urâtă, că dacă nu luptam în continuare și aveam șanse să ies campion datorită maestrului meu, am putut să câștig acele meciuri, am fost pregătit, m-a ajutat cu ce a putut și am ajuns unde sunt. Cum o să fie acum pentru tine? Vă dați seama că o să fie greu, dar trebuie să fiu puternic pentru familia mea, pentru maestru, să ajung ceva în viață. Te ajută competițiile, te ajută sportul să treci peste durerea asta? Mă ajută așa cât de cât. Rezultatele puștilor l-au mulțumit pe antrenorul Tamaș. Târgoviștenii de la CSM au cucerit 2 medalii de bronz, dar bilanțul putea fi mai bun dacă nu se întâmpla tragedia din familia Grigore. Sincer să fiu, nu mă așteptam la un rezultat așa bun, dar Dumnezeu a avut grijă de noi și și una caldă și una rece. Sportivul Grigore Andrei a câștigat 3 meciuri la acest turneu și în semifinale, când trebuia să boxăm cu un sportiv de la Steaua București, cu Stan Alexandru, am auzit o veste proastă, rău de tot, cea mai îndurerată, a murit tata lui la 40 de ani. Sportivul n-a mai putut să mai boxeze în semifinală, a trebuit să meargă acasă, dar antrenorii lotului și supervisorul și antrenorul federal a spus la toată lumea că e singurul sportiv care va merge la campionatul european și care face obiectul este Grigore Andrei de la clubul CSM Târgoviște. Acest sportiv mâine trebuie să se prezinte la lotul României, să facă 2 turnee internaționale înainte de campionatul european care va avea loc pe 14 septembrie în Bulgaria. Familia Grigore n-a primit în aceste momente cumplite niciun sprijin de la CSM Târgoviște, club condus de prisăcarul Ciprian, cu un buget de peste 2 milioane de euro anual. Sportivul proaspăt medaliat nu primește nici măcar indemnizație de efort. Oamenii de la CSM n-au fost singurii medaliați dâmbovițeni la Târgu Jiu. 2 bronzuri au luat și frații Marin de la CS Târgoviște, antrenați de Gheorghe Stan.